Unde a dispărut? Wow! Au! Maria, ți-a început spectaculos. Nu mă așteptam ca primii invitați să apară în platou pe muzica lui Michael Jackson. Nici să vorbim așa de dimineață cu un iepure așa de simpatic. Să știi că n-am luat niciodată un interviu unui iepure și acum mă bucur tare că pot să fac asta. Un iepure alb, tare frumos. Și nu este doar un iepure în platoul Weekend Matinal, mai este și faimoasa Zaharașca, da, care este adusă în această dimineață la noi în platou de două maestre. Păpuși. Două maestre, da. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă scuzați, am uitat să-mi iau papucii. Este puțin frig, înseamnă. Foarte frig. Ești puțin tristă, Zaharașca? Nu sunt tristă, dar am puține emoții. Da. Dar oricum, am blănița care mă încălzește. Vină puțin până la mine, te rog. Fără papuci? Fără papuci, bine. Da. E foarte frumos să umbli desculți prin platou în nos. Ce mai faci? Bine. Îmi dai un pupic? Bine. Da, hai, te rog. Noi ne-am îndrăgostit și de Zaharașca și de iepurele alb și le spunem bun venit celor două invitate. De fapt, bine avem patru invitații în dimineața mai asta. Mai e cineva aici, 2, 3, 4, 5, 5 suntem. Da, mai e aici cineva, Ana Crăciun pitit. Lambru. Bună. Și cu Lavinia Pop Coman. Bună dimineața și bine ați venit la noi. Bine v-am găsit. Sunteți delicioase și mulțumim, cu păpușile voastre. Ce povești au ele? Cred că s-a rușinat. Ce faci? Cum îl cheamă pe iepure? Iepurele alb. Iepurele nu alb. Are nume și nu vorbește. Da? Spectacolul... E timid? Nu, chiar deloc. E foarte... Am văzut ce mișcare are. Are o personalitate Jackson. Foarte puternică, da, și... Puteți să vedeți ce face în spectacolul cu același nume, Iepurele Alb, de la Teatrul de Artă București. Spectacolul e programat în martie, dar astăzi, noi de aici, din platou, fugim repede la teatru. Astăzi avem Zaharașca și Zăpada Uitată la ora 11, mâine dimineață la ora 11 și mai sunt bilete. Și în martie, din nou, aceste spectacole, bijuterie. Și unde găsim biletele? Încă o dată? MyStage, bilet.ro... La teatru, da. Sau chiar la teatru, da, la intrare. Perfect. Zaharașca. Nu de alta, dar am văzut că are niște teneși foarte frumoși. Da, albaștri. Da, albastru cu roșu. Zici că ne-am asortat în această dimineață. Și a scos, uite, ca să fie ca Zaharașca. Ți-ai pus papucii, Zaharașca? Da, mi-am pus. Ți-e mai bine acum? E foarte bine, e chiar bine. Sunt lejer acum. Și... Ce mai faceți? Acum o doamnă nu umblă niciodată de sculță. Da, așa este. Eu sunt o doamnă. De ce Zaharașca? Zaharașca, numele vine de la maestru Vladimir Zaharov, cel care a inventat acest sistem de mânuire și unde am fost în Siberia ca să fac această păpușă. Eu mai mult am sculptat, domnul a făcut tot sistemul care este extraordinar de minuțios și delicat, iar numele ei vine de la el, de la Zaharov, Zaharașca. E un omagiu foarte frumos. Te-am întrebat cum se mișcă Zaharașca, mai ales cum își mișcă ochii, care sunt foarte expresivi, și mi-a arătat micul secret, degetul mic. Degetul mic și degetul mare. Cu degetul mic se uită în stânga-dreapta, așa, iar cu degetul mare, când apăs, clipește. Oh, ce frumos. Și mișcă și degețelele foarte frumos. Da, e și un... poate să te prindă de mânuță. De deget. Da. Da, copiii sunt fascinați. Știi, Zaharașca, eu m-am îndrăgostit de tine. Mulțumesc. Aș vrea să stau mai mult la noi. Celălalt personaj care a apărut la noi în platou, cine este? Eu sunt Iosec Tel Minuscul. Oh. Eu sunt paznicul Polului Nord. Permiteți să raportez. Se topește gheața. Se topește în nord, se topește în sud, se topește în est, se topește în vest, se topește și în nord. Te las schimbările climatice, ce să-i facem? Cu poluare, cu asta, vezi? Exact, ai dreptate, da. Știi, prietena mea, foca, nu mai are pe ce să plutească. Pinguinii nu mai au pe ce să cloțească.
Spectacolul nostru are un mesaj climatic. Cred că toți ați văzut că nu mai avem atât de multă zăpadă. A venit, am avut o singură zi de zăpadă, așa frumoasă, cum știam noi când eram mici în această iarnă. Și în spectacol ne întrebăm de ce nu mai vine zăpada. Zaharașca pleacă în căutarea zăpezii și o aduce înapoi. Și prin asta îi ajută pe oameni să-și amintească de importanța ei. E foarte frumos mesajul vostru, da. Și toate mesajele voastre pentru copii, dar și pentru adulți. Și sunt foarte multe personajele. Da, să rămână toate personajele aici în platoul nostru. Îl punem aici pe paznic să păzească știrile de încredere. Stă? Nu știu, găsim noi o soluție să stea. Așa, hai să mai cunoaștem un personaj în dimineața asta. Zaharașca merge în nordul înghețat și se întâlnește cu Talini. Ea este un spirit inuit care o ajută să-și regăsească drumul, să-și regăsească încrederea. Zaharașca își pierde încrederea la un moment dat și Talini îi vorbește foarte frumos. E spiritul înțelept. Nu, să știi că chiar și eu îmi pierd încrederea și mi-am pierdut-o de mai multe ori. Pelerină frumoasă arată Alini. Da, dansează foarte frumos în spectacol, are un dans inuit pe care îi spune Zaharașcă că atunci când ei văd primul fluc de zăpadă, dansează. O învață toate, inuiții au 100 de nume pentru zăpadă. Tlapa este zăpada pudră, Sotla este zăpada care strălucește în lumina soarelui. Și mă, cred că copiii sunt fascinați. Da. Și dar cred că e o interacțiune și extraordinară. Bine, noi cu siguranță, dar ei... Dar și costumele voastre sunt foarte frumoase. Sunt costumele mulțumesc din spectacol. Da, sunt costumele din spectacol. Sunt făcute de Atelier Concentric și ne mândrim foarte mult cu ele pentru că sunt foarte frumoase. Da. Aveți culori foarte frumoase și este o întreagă unitate de stil cu păpușile voastre, vă confundați cu ele. Cât este de greu să creezi o păpușă și să după aceea să-ți devină un personaj firesc? Depinde. La Zaharașca ați văzut, sunt mecanisme, sunt fire, da. Acolo e o întreagă inginerie. Vladimir Zaharov a durat o lună, da, în condițiile în care a făcut-o un maestru. Nu știu dacă... Da. Și ca tu să o mânuiești? Asta a fost ușor pentru că m-am uitat atât de mult la toate spectacolele lui Vladimir încât simțeam că știu deja să o mânuiesc și am pus-o pe mână și a fost foarte ușor să o mânuiesc. Fascinant. Nu știu dacă vedeți mecanismul pe care Lavinia îl are pe mână din spatele Zaharașcăi. Este foarte complicat. Ai închis ochii. Da. Alte păpuși, Talini a durat o săptămână. Și noi am lucrat, e un spectacol de teatru independent, am lucrat, cred că 3 săptămâni, cu tot cu repetiții, construcție păpuși, am refăcut spectacolul practic. Noi l-am creat în pandemie și am vrut să-l readucem în scenă și a fost un succes, pentru că părinții sunt... Ce alte spectacole mai aveți pregătite pentru martie? Iepurele alb, da, și l-ai pitit acolo. L-am pitit, da. Trebuie să spunem, la iepure am lucrat un an de zile. La iepure am lucrat un an de zile. Chiar da. Așa. Bine, și la Zaharașca, de fapt. Lui Michael da, Jackson, și, da, și la Zaharașca am avut o lună înainte de pandemie în care am lucrat și acum încă 3 săptămâni. Da, da. Iepurele, noi acolo lucrăm cu suntem două la o păpușă. Și armonizarea noastră a durat pentru că am vrut să fie o păpușărie de o altă calitate. Adică mișcările noastre să fie la un alt nivel. Și cred că am reușit. Și acum o ultimă observație, uitându-mă la voi și la hainele voastre și la păpuși, materialele pe care le folosiți sunt extraordinare, sunt toate sustenabile, da, conform mesajului pe care îl transmiteți. Lemn, in... Da, lână, avem totul este natural, bumbac. E foarte frumos. Acest mesaj e infuzat și în construcția spectacolului. Am încercat să luăm obiecte pe care să le reciclăm. La început, personajul înțelept trebuia să fie un narval. Și aveam eu un delfin mai vechi, păpușă mare, așa, numai că pisica i-a mâncat capul. Și atunci am luat o marionetă mai veche, am găsit un cap, am luat materiale rămase de la alte spectacole și am creat-o pe Talini. Și eu zic că ea
a vrut să fie personajul din spectacol. Uite, pisica i-a mâncat capul, e o scuză foarte bună e de obicei. E foarte bine că pisica i-a mâncat capul. Da, 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 la voi chiar s-a întâmplat. Mulțumim tare mult. M-a anunțat că trebuie să plece. Să plece paza, Harașca, te rog să mai vii. Să păzești bine zăpada și să ne o aduci înapoi. Încă o dată, pe final, vă găsesc copiii și părinții la teatru. La Teatru de Artă. București spectacolele. Pe Instagram, la Free Puppet Theater. La Vina Popcoman, Ana Crăciun Lambru. Mulțumim tare mult și mâine, că ați venit. Mulțumim din suflet. La revedere, iepure, la revedere, Talini, la revedere, Zaharașca. La revedere. Ana și Lavinia vă așteptăm la noi oricând. Mulțumim frumos.